Vă așteptați la o guvernare poate mai asumată din partea celor de la USR Plus? Având în vedere că la început, cum spuneați și dumneavoastră, ați stabilit o relație între cele trei partide. Niște principii oarecum comune, nu? Că de-aia s-au și făcut o coaliție de guvernare. Acum, dați-mi voie să mai zic că există o cheie în care trebuie să înțelegem anumite chestiuni. Cheia în care trebuie să înțelegem anumite chestiuni care se întâmplă în USR Plus și în PNL. De ce să nu spun asta? Ca să fim corecți, este și cheia alegerilor interne. Am terminat într-adevăr cu alegerile, 4 ani de zile, slavă Domnului, nu mai avem alegeri de niciun fel, o să avem în 2024, de n-o să mai știm de noi exact în ce direcție mergem și ce facem, dar acum foarte mult se poziționează intern în alegerile lor de acolo. Acum va fi o bătălie dură între Cioloș și Barna, nu știu cine mai își dorește poziția de președinte acestui conglomerat politic. Foarte mult dintre cei care sunt într-o parte sau într-alta apropiați al acestor lideri încearcă să se placeze și ei foarte bine în această chestiune. Pun pe seama acestor alegeri interne diversele poziționări ale liderilor politici care sunt astăzi. Cum spuneam, ca să fiu corect, și în PNL există anumite luări de poziții, destul de timide deocamdată, dar există anumite luări de poziții în care oamenii încearcă să își găsească o nișă, un traseu politic și o direcție politică. Dar ceea ce cred mai mult ca orice este că astăzi cel puțin cei care au responsabilități de execuție nu își permit un joc politic și n-ar trebui să și-l permită. Pentru că oamenii se uită în gura lor și așteaptă un gând de speranță, așteaptă un cuvânt bun, așteaptă o încurajare, o schimbare, nu așteaptă introducerea panicii din nou în societate, nu așteaptă din nou din partea acestor oameni să vină cu diverse chestiuni care ne pur și simplu destructurează așteptările lor. Adică toate aceste chestiuni eu cred că sunt esențiale și de aceea cel puțin care sunt în funcțiile de execuție nu trebuie să joace cu cuvintele, pentru că cuvintele produc idei, ideile sunt extrem de penetrante și cuvântul poate ucide sau cuvântul poate să îți dea, să zic așa, un gând de speranță. Și eu cred că asta este ceea ce trebuie să întâmple astăzi în societate. De aceea eu recomand tuturor multă precauție, extrem de multă vigilență, o gândire echilibrată, profundă și în același timp foarte multe lucruri care ar putea să aducă speranță în societate decât orice altceva.